Acest program conține plasare de produse. Partener general, satul German. Te salută Vocea Basarabiei. Bun găsit în Ziua Mondială a Respectului. Ca să fii respectat, trebuie să știi a respecta. Ori, ziceau chinezii antici, comportă-te cu oamenii așa precum ai vrea ca ei să se comporte cu tine. Ziua somnului sau ziua somnologului, cel care se ocupă de studierea somnului. Am vorbit în repetate rânduri despre importanța somnului în viața noastră, despre hormonul creșterii pe care organismul îl emană sau îl produce doar în timpul somnului. Somnul insuficient cauzează îmbătrânirea prematură, memoria proastă, diferite riscuri cardiace și așa mai departe. Statisticile ne arată că circa 50% din populația globului suferă din cauza dereglărilor de somn și că în ultimii 100 de ani timpul somnului de noapte, per total pe glob, s-a redus cu 20%. Astăzi este Ziua Mondială a Protecției Drepturilor Consumatorului. Este o modalitate de a regla relația vânzător-cumpărător. Ultimul, cumpărătorul, are dreptul să informeze organele de stat despre aceea că i-au fost încălcate sau nu securitatea și calitatea produsului și serviciilor de care a beneficiat. Mai amintim de Ziua Internațională de Combatere a Brutalității și Cruzimii Poliției, care e astăzi. Primele acțiuni de acest gen au izbucnit în anul 1997 la Montreal, în Canada. Escalatorul este omagiatul acestei zile. El a fost inventat ca astăzi de americanul Nathan Ames în 1859. Escalatorul vieții vă duce doar în sus și să vă ducă doar în sus, pentru ca să urcați în permanență, fără să știți de căderi. În acest drum, nu uitați să luați cu voi și cântecul. Asta-i mândra batonori, îi cunosc eu ochișorii, asta-i mândra o cunosc, că la mine în braț o fost. Unul dintre frumoasele scopuri ale emisiunii noastre este să promoveze tinerele talente, să le prezinte lumii pentru a le pregăti ascensiunea lor profesională. La începuturi este astăzi și invitatul meu, care are doar 16 ani,
este originar din Orhei, a studiat saxofonul la școala de muzică din localitate, acum este la anul întâi la Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neagă din Chișinău, unde studiază clarinetul, iată-l pe masă. În afară de clarinet, invitatul meu preferă să-și pună în valoare și facultățile vocale. Tocmai de aceea a activat de la o vârstă fragedă în mai multe colective artistice de la Centrul Raional de Cultură Andrei Surucianu din Orhei. Busuioc, Grai, Orheienii, Codru, Codruleț, unii a și dansat de altfel. Datina, în nume de referință pentru invitatul meu au fost mereu și sunt Nicolae Sulac, Constantin Rotaru, Nicolae Paliț, Nicolae Cibotaru, Nicolae Gribincea, de la care, de altfel, a avut ce învăța până astăzi. Astăzi îl salut aici la Vocea Basarabiei pe invitatul meu special, care se numește Bogdan Stegărescu. Bună ziua, mulțumim, domnul Andrei, pentru invitație și sperăm să fie o emisiune productivă și să-ți placă la lume. Băi, chiar ești tinerel. Că așa după voce, niciodată nu poți spune cu exactitate, sau de multe ori dai greș când auzi pe cineva la telefon și încerci să-ți imaginezi cum arată el, dar vocea câteodată te duce în altă direcție, sau este prea gravă, sau este prea subțire, sau, mă rog. Dar tu ai o voce așa matură, dar ești un băieț, Andru. Hai să pornim de la capăt. Deci tu îmi spuneai că ai pornit să studiezi saxofonul, ai trecut la clarinet, mai cânti la saxofon? Când? La nunți? Da. La evenimente, dar de ce am ales să vin aici la clarinet, la colegiu, deoarece facultatea de saxofon este mai puțin apreciată, dar clarinetiștii au loc și într-o orchestră să cânte, și într-o orchestră simfonică, adică au mai multe posibilități. Pe când un saxofonist în orchestră de muzică populară, vorbim de altfel, nu prea este primit. Clarinetul este mai... Uite, întreabă-l pe Ion Buldumea, care are și saxofon mare. Da. Și saxofon, uite așa, un saxofon ăsta, nu știu cum îi zice el, că am uitat. Soprano. Da, sopranino. Un fel de sopran, așa, un saxofon mic, mic de tot. Da, da. Și el o să-ți spună că nu poți cânta o sârbă și o bătută și cu saxofonul. Poți, dar sunetul clarinetului este mai așa, mai melodios, mai... Altfel ajunge la sufletul oamenilor. Mm-hmm. Bun, studiezi clarinetul. Ai de gând să perseverezi în domeniul clarinetului? Să... Da, acum, da, Dumnezeu, de asta și am pornit să cânt și cu vocea, deoarece nu se știe timpurile cum vor arăta. Adică, la un moment dat, poți să ajungi la o vârstă în care deja nu mai poți cânta la instrumente, cum au pățit mulți alți instrumentiști mari de la noi din Republica Moldova. Deci am zis că ar fi bine să cânt și cu vocea, pentru că nu o să știi vremurile cum vor ajunge. Ajungi și nu mai poți cânta la instrument? Da. Ai tras o doienă cu vocea? Da. Cum decurg studiile la... Că ești anul întâi. Da, știi, decurg... Boboc. Da, decurg binișor. Am dat acum, în februarie, primul examen, acum pe data de 26 mai am cu un examen și deja e examenul la sfârșit de an. Cetișor, așa, este greu față de gimnaziu, de școala de muzică, este alt nivel de studii, este complicat, dar trebuie să fim tari și puternici să mergem înainte. Centrul de Excelență Ștefan Neagă, sau ales școala de muzică Ștefan Neagă, este una cu tradiții istorice, una veche, una pe care au absolvit-o mari corifei ai muzicii noastre, și instrumentale, și vocale. Se simte în pereții școlii această atmosferă? Da. Chiar de multe ori le spuneam părinților, când te ocupi în școală, este altă aură. Parcă simți, da. Te ajută toți cei care și-au lăsat energia lor acolo. Când cânți acasă, așa,
Aha, e acasă, da, știi așa. Cum, acasă mai tragi chiul, uite, da. Mă odihnesc un pic. Da, 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 dar la școală mai vine cineva împreună, învățăm, ne ocupăm, învățăm ceva nou, furăm unul de la altul, uh-huh. Și asta este foarte frumos. Cine sunt profesorii tăi? Cum are loc procesul de studiu? Îți place, nu-ți place? Poate da, nu-ți convine ceva? Sunt la Catedra Instrumente Aerofone, șef catedră Valeriu Cincilei, uh-huh. Profesor la... Acum am este Alexei Voloc. Desigur, sunt de solfegiu, teoria muzicii, istoria muzicii. Cea mai mare bătaie de capă sunt socio-umanele. Pentru că acolo la Ștefaneaga este un program mai diferit față de celelalte centre de excelență, uh-huh. Deoarece se încep orele de dimineață și țin până seara, până la ora 7-8 uh-huh. seara. Și este destul de complicat. De obositor. Dar mergem. Zici, socio-umanele astea se... Deci matematica, limba română, limba istorie, română, da. Și țin... A, exact, voi aveți de dat și bacalaureat da, acolo. Da, anul 3 avem de dat bacul. Dar mergem înainte, pentru că mi-a spus domnul Nicolae Gribince o vorbă, a spus că tu dacă ai să ieși de Neaga, o să fii deja... Muzicant. Da, muzicant. Poți să te consideri da. Că ești muzicant. De-am după conservator, de-am ieși ai muzicant. Văzut? Nicolae Gribince știe ce spune tu. Mi-ai zis că ții foarte mult la sfaturile care ți le-a dat el. Nicolae Gribince știe ce spune și eu când am zis despre această școală, această instituție cu tradiții, exact la asta m-am referit, la nivelul, la calitatea studiilor. Iar calitatea studiilor nu înseamnă numai o școală pe care ai absolvit-o și te mândrești că ai absolvit-o. Este o școală care și cere. O școală care îți pune niște condiții, niște rigori, în care sistemul este nu drastic, dar foarte serios și care te face să fii responsabil. Printre altele, datorită lui Nicolae Gribince, așa plăieșilor, Bogdan a început a cânta. Așa. De mic. Eram la o vârstă fragedă, de la 7-8 ani, și tăticul meu în casă punea plăieșe. Atunci erau niște înregistrări mai vechi. Așa. Și Bogdan asculta și... Mi-e place cum el vorbește despre sine la persoana a treia. Da. Bogdan asculta. Și la început nu înțelegeam eu muzica asta. Mm-hmm. Și îi spun tata, zic, tată, stângi, te rog. Și muzica asta folclorică. Și am început asculta. Pe atunci era în vigoare La omul care mi-e drag, cânticul plăieșilor, La bordeiu cel din vale, și mai erau câteva șlagăre a plăieșilor. Și ascultând, de-am împune, mă duc și ne punem singur. Și am plecat la școala de muzică din localitate, am făcut acolo 5 ani și deja vorbim cu domnul Nicolae, mi-a spus că tu trebuie să te duci la Neaga. Am îndrăznit. Dar uite, cum se, eu înțeleg ce spui, Bogdan. Spune-mi, cum se produce în sufletul unui tânăr această reorientare de la muzica modernă care a împânzit și internetul, și posturile de radio, și, și viața publică? Cum se transformă această... se schimbă această atenție de acolo spre muzica populară, care este absolut alt domeniu. Tu, care ești destul de tânăr. Nici eu nu știu. Eu cred că eu personal am o explicație, pentru că noi, eu mai mult mă trag la țară. Ești născut unde? În Orhei. Eu toată viața am trăit... Orășan. Da, eu sunt născut în Orhei, dar bunei... ambii bunei sunt din același sat și încă sunt vecini. În care sat? Suhuluceni, Raionul Telenești. Așa. Și încă sunt vecini. Așa că eu când mă sfădesc cu unul, mă duc la cealaltă. Deci la bunici și... Da. Dar ce, e foarte confortabil. Da, este... Și eu întotdeauna m-am tras mai mult la țară. Acolo, dimineața te-ai trezit, auzi... un cucoș cântând, uh-huh. Niște păsărele cântând, e alt aer. Și eu întotdeauna mi-a plăcut asta. Și printre altele... Atmosfera. Da. Printre altele, la mine amândoi străbunei cântau. Străbunelul din partea lui tata era dascăl la biserică din localitate.
Dar străbunelul din partea mamii, zice, cânta așa. Și chiar pentru altele foarte multe cânti folclorici, pentru că mie mi-a place foarte mult să culeg folclor din sate. Foarte multe cânti folclorici am cules de la străbunei. Mie îmi place să scriu, de exemplu. Mie îmi place să scriu, pentru că bunicii mei scriau povești. Uite, ție îți place să cânti pentru că bunicii tăi cântau. Probabil este și așa ceva. Cu poveștile, eu când eram mai mic, așa, aveam 4-5 ani, ne duceam toți verișorii la bunica din partea tatălui și noi făceam șotii. Așa, da, da. Niște copii, și da. Bunica, ca să ne spare, să fim mai cuminți, ne spunea, ia că eu am un lup în tindă și cum apune soarele, cum e noaptea, lup și ala intră acolo. Și voi trebuie să vă culcați, că dacă nu apel intră în casă, mă mănâncă. Că apel dimineața, trebuie să scoală, trebuie să fie odihnit, trebuie să duc să dai mâncare la păsări, la animale. Asta de bunielul. Îi spune lupul. Așa. Astăzi cred că e greu să-l convingi pe un copil că e ca lupul acolo, în tindă și da. O să vină. Păcat că copiii au dat prea devreme de rețele de socializare, de internet. Și ție îți pare rău de asta? Probabil. Eu mai târziu am dat. Eu nu... Deci când eram mic, eu încă eram pe afară cu băieții, cu mingea, cu asta. Eu mai târziu am dat. Pe când sora mea deja are celular, are rețele de socializare. Este contaminată. Da, da. Spiritul este păcat. Este păcat pentru că copiii deja... Sunt mai... Nu prea stai mult în telefon, să înțeleg. Stau, dar adică când trebuiește, caut informații despre cineva, piesă, cum am spus. Pe altă parte, este mai ușor cu rețelele de socializare și cu celularele, pentru că, cum v-am mai spus, eu sunt un mare fan de Nicolae Sulac. Fan foarte mare, știu toate piesele cap-coadă. Da, pe de rost. Să nu fost telefoanele, nu știam piesele, pentru că ele sunt puse pe YouTube și ca să le găsești trebuie prin arhive, prin asta. Și pe de o parte este o parte bună, dar mai mult este. Adică să înțeleg că tu evadezi în telefon numai atunci când ai nevoie să te documentezi. Da, adică despre un cântec, despre un cântăreț, despre... Știu foarte multe informații despre artiști, despre viața artiștilor, pentru că trebuie să fim informați, trebuie când, mai ales dacă suntem în acest domeniu, când vorbește cineva, trebuie să știi despre ce vorbește, cum vorbește și trebuie să fim informați, pentru că sunt artiștii noștri, sunt artiști care au dus faima Republicii Moldova hăt peste mări și țări, și trebuie să-i respectăm, chiar dacă unii dintre ei nu mai sunt cu părere de rău pentru noi. Printre altele, eu mi-am făcut așa o tradiție deja de vreo 2 ani. De ziua de naștere a marelui Nicolae Sulac și data în care a decedat, eu plec împreună cu o grupă de artiști, de studenți de la Ștefan Neagă. Plecăm la cimitir acolo, la unde este mormântat și depunem flori, mai stăm acolo. Păi, ce bravo sunteți! Chiar respect gestul pe care îl faceți. Este unul care merită atenție și merită apreciere. Pentru că noi suntem mulți, Nicolae Sulac a fost unul. Dar tu-mi vorbeai despre faptul că știi multe despre Nicolae Sulac și multe cântece de ale lui. Și eu mă gândeam acum, zic, tu ai putea, de exemplu, dacă ți s-ar pune la, nu știu, la magnetofon, vocea unui cântăreț, ai putea să-i deosebești după voce deja. Da, fără ca să-i plăte. Asta-i bine. După stilul interpretativ, după stilul cum cânta, pentru că Nicolae Sulac avea un stil aparte față de ceilalți interpreți. Cum ați spus, Nicolae Sulac a fost unul. Nicolae Sulac avea o voce plăpândă, avea o voce caldă, care nimicea tot în jur când ieșea el pe scenă. Se topeau zăpezile. Da, avea niște cântici, un repertoriu extraordinar, care
Iată, cum trebuie să fii un cântăreț de muzică populară? Tu te pregătești să devii clarinetist sau cântăreț? Poate da Dumnezeu cum a făcut și Victor Dubienko. La fel, și instrumentist, ori chiar... Exemplul este reușit, da. Ori chiar Constantin Rotaru. La fel, el este și acordeonist. Acordeonist. Și cântă și cu vocea. Pentru a fi, cred eu, nu știu, poate greșesc, pentru a fi un interpret de muzică populară care să aibă ce arăta lumii, trebuie să trag atenția la tot. Cum mi-a spus domnul Nicolae Gribincea, costumul este 50% din succes. Din fața unui prezent, artist. Din prezența unui artist, da. Să nu crezi că dacă ai să ieși cu un costum rău, ai să câștigi. Pentru că spectatorul, cum iese artistul în scenă, îl analizează din cap până în picioare. Corect. Și poate să uite chiar și la încălțăminte, că încălțămintea e murdară sau că are, nu știu... Că nu se potrivește. Da, o acnee sau freza nu e aranjată. Spectatorul tot observă. De aceea eu chiar foarte mult trag atenția la costum. Încerc, am 6 cămașe. În al doilea rând, trebuie un artist să... Când scoate o piesă nouă, trebuie să tragă atenția la tot, la linie melodică, trebuie să fie o linie melodică reușită, să nu fie plagiat de undeva, să... versurile, la fel, trebuie să fie versuri care să atingă lumea, care să fie compatibile cu sufletul omului, cu inima lui. Frumos spus! Și asta, dacă aceste trei categorii vor fi respectate, eu cred că o să ajungem oameni mari. Dar mai este încă una. Deci înainte de a fi muzician, de a fi artist, interpret, trebuie să fii mai întâi om. Asta cred eu că dacă nu este respectat... Dacă nu... A fi om e lucru mare, vorba cânticului. Care-s visurile unui tânăr de 16 ani? Să fii iubit de lume. Să fiu iubit așa. Prin faptul că ies pe scenă sau că cânt. Să fiu iubit de lume prin faptul că dacă voi iubi eu lumea, mă va iubi și pe mine cineva. Adică vorba aceea, ce dai, aceea primești. Și prin arta care o fac eu, prin ceea ce fac eu la vârsta asta fragedă, să mai găsești și lume care mai judice, pentru că este imposibil să nu fii astfel de... Da, ei au fost întotdeauna oamenii ăștia care se dau cu părerea. Da. Când trebuie și când nu trebuie. Trebuie să fim sinceri, trebuie să fim înțelegători, trebuie să iertăm. Deci să respectăm cel ce ne-au fost lăsate la Domnul. Uite, dacă ar fi astăzi să dai un colocviu la specialitate, eu ți-aș spune nota 10. Pentru tot ce am auzit spunând, lucrurile astea le-ai studiat, le-ai învățat, ai ajuns la aceste concluzii singuri sau cum s-a întâmplat? M-am spus, domnul Nicolae Gribincea, de multe ori, chestiile care vi le-am spus eu acum, mi le-a spus și el. Dar eu nu prea trăgeam atenția, adică cum spun la noi la moldoveni, pe o ureche intră și pe alta iese. Până ce m-a lovit eu de dânsele. După și m-a lovit eu de dânsele, deja stai că domnul Nicolae a zis atunci ceva. Și de atunci încerc tot și îmi zice cineva care are experiență de viață, încerc tot să ascult și să bag în cap și să fiu atent mereu la ce mă înconjoară, la cine mă înconjoară și cred că asta este bine. Astăzi ai venit la noi cu un cântec. Da. Este primul cântec al tău în biografia ta de creație. Da. Trebuie cumva să ții minte această zi, pentru că îl lansăm astăzi la Vocea Basarabiei. Cum îl apreciezi tu, acest cântec? Este un cântec... consider eu reușit, un cântec la care s-a muncit mult stres, mult, am avut multe situații pentru că nu găseam orchestre libere, adică care să mă
să colaborez. Nu știam la cine să apelez cu compunerea versurilor, cu compunerea liniei melodii, aranjamentului. De aceea, pe acest fapt, vreau să-i mulțumesc mult solistului de la noi, de la Centrul Regional de Cultură Adrian Surceanu, Vladimir Golea, care este nepotul lui Constantin Rotaru. Și mi-a spus, zic, băi, eu pot să vorbesc cu domnul Constantin și el poate să-ți facă linia melodică, deja cu versurile găsești tu. Și am apelat la domnul Constantin, el m-a ajutat cu orchestra Mugurel. Le mulțumesc la toți pe această cale și maestrului Ion Dascăl și maestrului Constantin Rotaru, Cătălin Lungu, care mi-a compus versurile, lui Vladimir Golea, domnului Ion Condrea, care a făcut mastering-ul în studio. Vezi câți oameni stau în spatele unui cântec, simplu cântec din două, trei strofe. Da. Este greu, pentru că sunt și eu la începuturi. Dar cânticul este un obiect, metaforic vorbind, neînsuflețit. Ce trebuie să facă artistul? Să mă însuflețească. Să-i dea sufletul lui. Asta este mai greu. Că există mai puțini artiști care să cânte cu sufletul. Există artiști care cântă cu vocea, au voci frumoase, au voci minunate, antrenate bine, dar este prea puțin suflet acolo. Ești de acord? Da, dacă artistul, mai întâi, dacă vibrează el în scenă și îi face și pe alții să vibreze care este împrejurul lui, atunci va vibra și spectatorul. Altfel nu se va primi. Băi, Bogdane, eu nu am ce te învăța, tu le știi pe toate. Îți mai rămâne un fleac. Tot ce știi să transpui aplică în fapt. Da. Să aplici în tot ceea ce faci, indiferent că e vorba de clarinet sau e vorba despre cântecul popular în care te lansezi astăzi și reține această zi istorică pentru tine, ziua de lansare a ta cu acest cântec. Eu îți doresc din tot sufletul succes și să fie într-un ceas bun această lansare. Mulțumim și să dea Dumnezeu. Și data viitoare mai faci două, trei cântări și vii la noi să le discutăm. Da, nici o problemă. Iar după nota 10 la teorie, nota pentru practică ți-o pun telespectatorii. Da, mulțumim. Deci, Bogdan Stigărescu, cum se numește cântecul tău? Lasă grijile deoparte. Lasă grijile deoparte și ascultă-l pe Bogdan Stigărescu pentru a-i aprecia primul cântec din cariera lui profesională și să-i dorim succes. Deoparte toate grijile pe o noapte și petrece lângă mine cam un cântec pentru tine. Nu stați oameni supărați de necazuri, mai uitați măi, ridicați paharele cu toate neamurele măi. Viața trece, vrei nu vrei, și ajungi la anii grei măi. Dar când un pahar cinstești, mai uiți că îmbătrânești, măi. Viața fuge ca de câini, ia-ți omule în mâine, măi. N-o trăi așa hapsând, că-ntr-o clipă ești bătrân, măi. Roșu n-are floare, se prevede prin pahare. Se prevede noapte albă lângă mândra mea cea dragă. Ulciorul călit la foc, mai treci pe la poloboc, măi. Mai treci pe la poloboace, că n-am închinat de pace. Viața trece, vrei nu vrei, și ajungi la anii grei, măi. Dar când un pahar cinstești, mai uiți că îmbătrânești, măi.
Viața fuge ca de câini, ia-ți omule în mâine, măi. N-o trăi așa hapsând, că într-o clipă ești bătrân, măi. Multă-i sărăcie, jocul multă-i apă vie. Vinul face voie bună cu toți cei dragi împreună. Am venit frate și soră să jucăm cu toți o horă. Vora cea moldovenească, lumea să se-nveselească. Viața trece, vrei nu vrei și ajungi la anii grei, măi. Dar când un pahar cinstești, mai uiți că îmbătrânești, măi. Viața fuge ca de câini, ia-ți-o omule în mâine, măi. N-o trăi așa hapsând, că într-o clipă ești bătrân, măi.